Curaj Câinele cel Fricos este o serie animată creată de John Dilworth pentru Cartoon Network și al 8-lea serial Cartoon Cartoons. A fost produs de studioul de animație a lui Dilworth, Stretch Films, iar seria are ca protagoniști pe Curaj stăpâna lui Muriel Traistă și Eustache Traistă, cu care împreună locuiește într-o fermă din mijlocul lui Nicăieri. În fiecare episod, trioul este aruncat în situații bizare, frecvent înfricoșătoare și mereu în peripeții paranormale și supranaturale. Seria este cunoscută pentru atmosfera sa neagră și umorul său negru și suprarealist. E bine, înainte de a pătrunde cu totul în acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați da un like, v-ați abona și ați apăsa pe acel clopoțel, fiindcă majoritatea urmăriți clipurile neabonați. Deci să începem! The Mask este al 7-lea episod din sezonul 4 și este unul dintre cele două episoade din serie, celălalt fiind Turnul Doctorului Zalos. Acest episod a fost produs în 2002 și începe cu Muriel adunând două în interiorul cotețului, în timp ce Curaj doarme liniștit pe pământul din apropiere. Ei bine, o femeie purtând o mască apare din orizont și procedează la lovirea repetată a acestuia cu o lavetă, în timp ce proclamă amenințător că toți câinii sunt răi. Când Muriel iese la iveală, ea nu observă cum masca îl atacă pe Curaj și identifică greșit că se joacă împreună ca niște prieteni. Muriel o invită apoi pe mască să rămână la fermă, iar în timpul prânzului, femeia mascată dezvăluie că numele ei este Kitty. Ea le explică acestora despre prietena ei cea mai bună, Bunny, care a intrat într-o relație abuzivă cu prietenul ei gangster, Mad Dog. După ce și-a dat seama de adevărata față a lui Mad Dog, Bunny a încercat să fugă, dar a fost în cele din urmă copleșită și reținută de Mad Dog, care a amenințat-o că o va ucide pe ea și pe Bunny dacă Kitty se va întoarce vreodată. De atunci Kitty a umblat în derivă dintr-un loc în altul, în timp ce se plânge că nu o va mai vedea vreodată pe Bunny. În acest moment Eustache îi spune să scoată masca, la care Kitty răspunde furioasă, spărgând farfuriile de pe masă și își exprimă ura față de câini. Ulterior Kitty îl atacă în mod oportunist pe Curaj, în timp ce acesta se uită singur la televizor în sufragerie și mai târziu în timp ce deconectează toaleta din baie. La cină, Eustache comentează din nou de masca lui Kitty, care o împiedică să bea sau să mănânce. Kitty răspunde că o poartă pentru că este incapabilă să facă față realității, iar Muriel îi răspunde că în cele din urmă toată lumea trebuie să înfrunte realitatea, la care Kitty ripostează subliniind propriile lor probleme, cum ar fi obiceiul nocturn al lui Muriel de a consuma dulciuri în exces și incompetența jenantă a lui Eustache la reparații. După ce mănâncă Muriel, îi pregătește o cameră lui Kitty în masardă. În timp ce toată lumea se pregătește de culcare, Curaj o spionează pe Kitty pentru a o vedea cu un șoricel de jucărie care a fost un cadou de la Bunny. Odată ce Kitty își dă masca jos, Curaj este îngrozit să afle că este de fapt o pisică și devine pe deplin convins că masca este malefică, deoarece începe să genereze gânduri fricoșătoare. Curaj le spune cu disperare lui Muriel și Eustache că masca este un monstru malefic, dar fără niciun rezultat. Astfel, în încercarea de a-i proteja, Curaj își închide stăpânii și pe Kitty în camerele lor, în timp ce fură șoricelul de jucărie al acesteia, presupunând că este o dovadă. Curaj merge cu mașina la restaurant și află de la Charlie că Mad Dog o ține pe Bunny în apartamentul său. Între timp, Muriel, Eustache și Kitty încearcă să evadeze din camerele lor, iar Muriel și Eustache se ceartă din cauza criticilor aduse de Kitty la cină. Și ca și cum i-ar dovedi punctul de vedere al acesteia, Eustache nu reușește să descuie ușa și aproape că detonează o grămadă mare de explozibili, înainte ca Muriel să-i dea o cădea pentru a descuia ușa. Kitty evadează din cameră, ieșind pe fereastră și începe să-și caute șoricelul de jucărie furat, despre care presupune în mod corect că a fost răpit de Curaj. Curaj o găsește pe Bunny, care se temea de el pentru că era un câine, până când vede cadoul ei pentru Kitty. Curaj o salvează apoi de Mad Dog, în timp ce se îndreaptă spre tren. Pentru a o salva pe Bunny de la a fi călcată, Curaj sare în mașina lui Mad Dog și intră din greșeală pe calea ferată. Mad Dog este lovit de un tren, dar supraviețuiește cu răni, iar Curaj supraviețuiește în siguranță. Acasă, Muriel și Eustache s-au împăcat după cearta lor, în timp ce Curaj și Bunny au scăpat de Mad Dog și o aud pe Kitty strigând de depărtare numele lui Bunny și o trage pe Bunny cu ea în vagonul trenului. În timp ce trenul este în mișcare, cele două îi mulțumesc
mulțumesc lui Curaj pentru ajutor, iar Kitty recunoaște în sfârșit că nu toți câinii sunt răi. Dimineața, Curaj se întoarce acasă la Muriel, care îi spune că Eustache folosește acum masca pe care Kitty a lăsat-o ca echipament de protecție pentru proiecte periculoase. La finalul episodului, Eustache îi cere inutil lui Muriel un ac în timp ce se străduiește să repare cuptorul. E bine, episodul este unul controversat deoarece descrie violența domestică și persoanele LGBT și relațiile lor, deoarece Curaj, chiar dacă este îngrozit când o vede pe Bunny, abuzată de prietenul ei, știe că trebuie salvată și în plus și-a riscat viața luptându-se cu gorilele lui Mad Dog și ducând-o pe Bunny în siguranță. Iar pe lângă faptul că este controversat, acesta este probabil cel mai bun episod din Curaj, dar și unul dintre cele mai întunecate, având în vedere că prezintă prejudecăți și abuzuri. Este de asemenea unul dintre puținele episoade în care lui Eustache și lui Muriel nu li se întâmplă absolut nimic rău, ambii fiind în perfectă siguranță pe tot parcursul episodului. Dar uite că am ajuns și la sfârșitul acestui clip, cu voi a fost Cristinel și nu uitați să-mi lăsați în comentarii care este părerea voastră despre acest episod, dacă este unul controversat sau nu. Și dacă nu v-ați plictisit de acest canal, vă las acum pe ecran un videoclip în care am vorbit despre viața lui Akira Toriyama și cum a creat acesta seria Dragon Ball.